Șoferii care doresc să parcurgă calea de legătură între Copou și Păcurari vor fi nevoiți să ocolească zona Colegiului Național Costache Negruții. Pe data de 31 august va fi închisă circulația rutieră pe strada Toma Cozma între strada Manolescu și Bulevardul Carol I în totalitate. În cursul zilei de luni, pe acest sector de drum vor avea loc lucrări de asfaltare în vederea finalizării în întregime a programului de modernizare a străzii Toma Cozma. Această lucrare face parte din proiectul Axa de Dezvoltare Nord-Sud, pasajul Octav Băncilă. Au început de mai multă vreme, s-au derulat pe etape ca să nu stranguleze în totalitate circulația rutieră, iar în cursul zilei de luni, între orele 7 și 21, circulația va fi deviată, după cum urmează, Bulevardul Carol, Alea Copou, Văscăuțeanu, respectiv Toma Cozma, și pe celălalt sens, Toma Cozma, strada Pojăniciei, Titu Maiorescu și înapoi în Bulevardul Carol.